Salutare și bine v-am găsit pe canalul FVBlog. În videoclipul de față aș vrea să construiesc un kit pentru testarea cablurilor având conectori USB-C și într-o parte și într-alta. Bineînțeles că puteam cumpăra de pe AliExpress sau de pe alte site-uri un kit gata făcut, un tester gata făcut, însă am vrut să personalizez eu așa cum doresc. Însemnând că doream culoarea LED-urilor personalizată în funcție de ce face fiecare în parte. O să vedeți un pic mai târziu. Singurul lucru care mi-e teamă la acest kit este lipirea celor conectori USB-C, deoarece în total sunt aproximativ 24 de pini și sunt foarte mici. Eu folosesc LED-uri de 3 mm, rezistoarele de sfert de watt, oricum sunt de putere mult prea mari pentru ce e nevoie, destul de clar, puteam să pun și tip SMD, dar în fine, las așa. Suportul pentru baterie de 3V. Înainte de a trece la asamblare, la lipire, să vă arăt PCB-ul. Sper că se vede bine. Pe seal screen o să vedeți că există niște litere în interiorul zonei unde va fi pus fiecare LED. Asta ca să știu ce culoare a LED-ului trebuie să pun. Aici va fi pus unul pentru shield, adică pentru partea metalică a conectorului USB-C și spatele. Nu am scris nimic pe aici, am lăsat gol. Schema a făcut-o în EZEDA și, bineînțeles, proiectarea PCB-ului. Însă, dacă observați, culoarea LED-urilor nu corespunde așa cum vreau eu. Nu corespunde pe partea 3D, deoarece în EZEDA nu am găsit LED-uri pe culoarea respectivă. Dar nu-i nimic, aici doar ca să-ți faci o idee unde vin LED-urile și așa mai departe. În realitate, eu voi folosi LED-uri de culoare corespunzătoare zonei respective. Vom începe cu acei conectori USB-C. O să punem flux obligatoriu. Ai peste tot. O să cositoresc cu acest vârf tip de altă. E mult prea mare, doar cositoresc atât. Foarte puțin. În zona asta nu prea îmi pasă pentru că oricum toate se ating. E zona comună, deci nu ar fi nicio problemă aici. Am dat drumul la stația de lipit cu aer cald la aproximativ 320 grade și suflanta la 3,5 din 8. L-am lipit pe partea asta, acum trebuie să lipesc și pe partea cealaltă, pinii ceilalți. Folosesc vârful conic, dacă ați observat. Hai să punem puțin flux aici. Pe partea asta este bine. Vom curăța cu alcool izopropilic. Iar spun că n-arată rău, să vă arăt mai aproape. Ce spuneți? Nu e rău. Nici nu mai e nevoie să lipezi din lateral, cred, nu? Hai să lipezi totuși ca să știu că stă conectorul bine. Să curățăm și aici. Am lipit zonele alea mai mult decât trebuie, n-am reușit. Gata, curățat. Conectorul celălalt. Să cositorim. Aici am cositorit toate zonele respective, astfel încât să lipesc cu aer cald. E mai ușor așa, cred eu. Să vă arăt mai aproape. Da? Vom pune flux din abundență, mai bine să fie decât să nu. Tot la fel, stația de lipit cu aer cald la 320 de grade. Nu risc mai mult, deoarece n-aș vrea să topesc acel conector. Aștept să topească zonele acelea din fludor. Da, și-a schimbat culoarea, e perfect.
adică au devenit mai lucioase. Asta e de fapt semnul că e în regulă. Foarte dificil. Fumul ăla e de la flux. Am uitat să strâng suportul. Da, e în regulă. Și acum trebuie să țin mult timp, câteva secunde bune, ca să fiu sigur că a lipit. Sincer, am emoții la lipirea acestor conectori USB-C. Totuși sunt 24 de pini. Unul, dacă nu e lipit cum trebuie... Asta cred că l-am lipit mult mai bine față de celălalt. Să-l văd și pe partea cealaltă. Hai să mai să lipim cum trebuie zonele astea. Mai bine un pic partea de sus. Punem flux, mult flux. No, trebuie să folosesc microscopul aici. Folosesc ăla anti-gler. Să văd dacă ăla e în regulă. Pare mai bine. Pare. Să focusez. Să văd acum. Da, a făcut punte. Da, acum e bine. Hai să spăl nițel cu alcool izopropilic să văd dacă acum e în regulă. Acolo trebuie să am grijă un pic. Hai mă, nu fac punte, mă. Uite, acolo au făcut punte. Gata, perfect. Mai e vreo altă problemă? Aici nu e punte, nu? Nu, nu e bine. Hai să focusez mai bine. Da, e bine. Pare în regulă. Hai, dimineața. Ce complicat de lipit. Credeți-mă că e foarte mic. Cred că nici un milimetru n-are între. În fine, să curăț puțin cu alcool izopropilic. Din nou. Acum să vedem. Un moment. Pun pe partea cealaltă. Ah, cred că acum e bine. Stai să scot chestia asta anti-gler. Da, cred că acum e mai bine, să vedem mai în regulă. N-au făcut brige, ok. Punte între pinii respectivi. Pe partea cealaltă e în regulă. Acum că acei conectori USB-C au fost lipiți, partea mai grea a fost rezolvată, urmează să lipim rezistoarele acum. Avem unul de 2,2 kΩ în zona asta. Rezistoarele au fost puse pe poziții. O să lipim rezistoarele pe partea asta, pentru că trasele sunt și pe față și pe spate. Rezistoare lipite. Mutăm pe partea cealaltă. Deoarece trebuie tăiate terminalele în exces. Gata. Urmează să punem LED-urile, cele de 3 mm. Aici e destul de simplu. Catodul, minusul, are acea crestătură în zona corpului acelui LED, dacă se vede. Și pe cablaj la fel. Da? Vă spusesem că în interiorul acelui contur al LED-ului avem o literă. E din engleză culoarea LED-ului. G de la green, B de la blue, R de la red și așa mai departe. Asta ca să nu încurc să pun altă culoare în zonele respective. Gata, le-am așezat pe poziții LED-urile de 3 mm. Iar acum urmează partea migăloasă, lipirea LED-urilor.
Nu că ar fi dificil, numai că e migălos. Și ar fi un lucru ce trebuie menționat pentru începători. Lipiți doar un terminal al LED-ului și apoi împingeți-l. Nu lipiți ambele terminale, pentru că o să fie mai greu la îndreptarea lor mai târziu. Vom tăia fiecare terminal în parte pentru a fi mai ușor la lipirea completă. Mai e un singur lucru de lipit. Acest suport trebuie să avem grijă la plus. Avem plus aici și plus pe cablaj. Gata, suportul lipit. În sfârșit, am asamblat lipit componentele pe PCB. Să explic în mare ce semnifică pinii unui conector USB-C prin intermediul acestor LED-uri. LED-ul verde din acest colț este pus pentru a indica continuitatea părții metalice a celor două porturi USB-C, fiind practic ecranarea. Pinii din lateral reprezintă minusul GND al alimentării. Am pus LED-uri verzi deoarece mi s-a părut mai naturală culoarea aceasta. La fel și în cazul LED-urilor roșii de pe pinii aceștia, reprezentând plusul alimentării. Pinii din centru, D minus, D plus și în partea cealaltă D plus, D minus, sunt pentru date, doar că la viteză normală de transfer, echivalentul lui USB 2.0. În cazul acesta am pus LED-uri galbene. CC1 și CC2 au de regulă rol de detectare a orientării conectorului USB-C. Deoarece, dacă orientați, să spunem că este o linie, așa, și schimbați orientarea USB-ului, portului USB-C, GND de aici se va duce aici, sau de aici, din centru, D- se va duce aici, D+, se va duce în zona asta. De asta se vede că acești pini sunt puși în cruce, cum s-ar spune. SBU1 și SBU2, în engleză sideband use, probabil are legătură cu detectarea conectorilor, pinilor din zona aceasta, unde am pus eu LED-urile albastre. Aici semnificând viteze de transfer mai mari, de la USB 3.0, USB 3.1 în sus. Gata cu vorba, hai să facem și un test al unui cablu USB-C. Este cam singurul pe care l-am, să vedem, să verificăm GND. Ah, uitați-mi să pun bateria, să punem o baterie CR2032, suficient pentru acest montaj. Cam așa, introducem conectorul USB-C în zona asta și celălalt aici. Hai să verificăm ecranarea. Atingem ecranarea și se aprinde acel LED verde din colț. Semn că partea metalică are continuitate. Am înțeles că sunt cazuri când acele cabluri, având conectori USB-C și într-o parte și în alta, nu au continuitate. Destul de nasol. Să introducem și în cazul acesta se vede pinii GND, pinii VBUS pentru plus și LED-urile galbene pentru date la viteză 2.0. Și avem CC1, orientare respectivă, prin LED-ul alb. Să schimbăm orientarea, să vedeți că ar trebui să se aprindă LED-urile din zona asta de aici. Da? Cam asta e. LED-urile GND, VBUS și GND rămân aprinse, indiferent de orientare. Să vă arăt încă o dată și spatele montajului, să vedeți lipiturile. Hai că n-au ieșit chiar rău,
sunt în regulă. Spre final, era să uit un lucru, să testez care e utilitatea acestor paduri. E mai bine să vă arăt mai aproape. Da, vedeți că există niște paduri în dreptul fiecărui cuvânt. În dreptul fiecărui LED, practic. Și în partea de sus și în partea de jos. Și chiar lângă acest port. Folosind acele paduri, pot verifica continuitatea firelor, conductoarelor, din acel cablu USB-C și într-o parte și într-alta, sau putem verifica aprinderea LED-urilor, să vedem dacă LED-urile nu cumva sunt arse. Prima dată, continuitatea cablului. Am scos bateria, bineînțeles, și dăm pe... Hai să spunem continuitate. Da, continuitate. Și verificăm. Da. Aici trebuie să avem. Aici nu. Nu. Aici da. Aici nu. Da. Și aici. Aici da. Aici da. Da. Și încă un lucru care îl putem testa, să introducem bateria. Scoatem cablul și dădem pe curent, măsurarea curentului. Poate să fie pe miliamperi, amper nu contează. Practic simulăm un conductor. Așa putem verifica acele LED-uri, să nu fie arse. Putem verifica și curentul prin LED. Și cam aici să termin acest clip. Dacă vă place acest gen de conținut, nu uitați vă rog de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!